Fericite cei ce locuiesc în casa ta, pe cei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia vara fungerii, o prefacă tu loc plin de izvoare și floarea timpului o acoperă cu tine încurcări. De ce este ferice? De ce își locuiesc în casa Domnului? De ce? Pentru că tot mai pot să laude. Ei tot mai pot să fie cu laude și cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte pentru mine și pentru viața familiei mele. Ziua de astăzi și săptămâna care a trecut. O săptămână de bucurie, în care bucurie din când aducea aminte de... Chiar dacă poate să vi se pară puțin ciudat, că aducea aminte cu bucurie, a trebuit să trecem și noi prin Valea Plângerii. În urmă cu 2 ani de zile și... Trebuie să venim cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu, că El a fost Cel care și-a atins mâna și ne-a ridicat. Dacă mi-aduc bine aminte, în data de 2, era octombrie, da, la 20 de naștere, copilașul m-a trebuit să treacă prin operație. Destul de dificilă. Un copilaș de 2 zile, cu 48 de ore de naștere, să țin 2 ore în operație. Nu-i ceva ușor. Și mi-aduc aminte că în următoarele, mi-a spus medicii că următoarele 4-5 zile sunt cruciale pentru el. 5 zile l-au ținut doar adormit, ca să nu simtă durerea. Și era într-o zi de 7-8 octombrie, când am mers la spital și ne-au zis medicii, astăzi l-am scos sub anestezie. Și copilul, corpul copilului și organismul copilului funcționează bine. Răspunde bine la ceea ce am dat noi. Și eu sunt motiv de mulțumire pentru mine și pentru familia mea. Se mulțumim Dumnezeu că au trecut 2 ani de zile. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un copilaș minunat. Un copilaș care putem să zicem că a fost un dar de la Dumnezeu. Ce vreau să vă spun prin aceasta? Spune aici că când străbat aceștia vă la plângeri, o prefac într-un loc plin de izvoare. De ce? De ce cei care sunt în casa Domnului când trec prin Valea Plângerii transformă această Valea Plângerii într-un loc plin de izvoare? Uitați ce spune Psalmistul David în Psalmul 23. Spune așa. Chiar dacă ar fi să umblu prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. De ce? Copiii Domnului când trec prin Valea Plângerii, când trec prin încercare, prin suferință, de ce nu se tem? Pentru că Domnul este cu noi. Avem încredere în El. Mi-a venit în minte un pasaj de Sfânta Scriptură din Luca. Domnul Iisus Hristos a făcut o minune. Au fost 10 leproși pe care Domnul Iisus Hristos i-a curățit, i-a vindecat. Și doar unul dintre ei s-a întors să mulțumească și să-L laude pe Domnul. Aș dori ca după masa aceasta, haideți să ne cercetăm inimile noastre, fiecare dintre noi. Eu nu cred că există cineva în seara aceasta căreia Domnul să nu fi făcut mult bine, pe care Domnul să nu fi ridicat de acolo, din încercare, din problemă, să nu fi ridicat, să nu fi întinsă mâna să-L ridice. Vedem că în acești 10 leproși, doar unul s-a întors să-i mulțumească Domnului. Haideți, fraților, ca să fim și noi, ca acest lepros care a venit înapoi la Domnul să-L slăvească și să-L mulțumească pe El. Pentru că am trecut și noi prin încercare, am trecut prin suferință și Domnul s-a atins de noi și ne-a ridicat. Să nu fim ca ceilalți 9 leproși care au uitat că Domnul le-a făcut un bine. S-au dus la casele lor, plini de bucurie că au fost curățiți și că pot să trăiască o viață normală. Și au uitat de Cel care i-a curățit, de Cel care i-a vindecat. Haideți ca după masa aceasta să nu fim ca acești 9 leproși. Să uităm ce ne-a făcut Domnul. De atâtea ori suntem așa de ocupați cu problemele din viața aceasta, cu munca, cu ceea ce avem și uităm de binele care ne-a făcut Domnul. Uităm. Și uităm de atâtea ori să mulțumim. Haideți la această rugăciune. Să nu facem altceva. Să nu-i cerem nimic, dar să venim doar cu mulțumire înaintea Lui. Să-i mulțumim că El a fost Dumnezeu bun cu noi. Că El a fost Dumnezeu îndurător, Dumnezeu care și-a întins mâna Lui peste noi. Și ne-a izbăvit din încercare. Poate sunteți dintre noastre care treceți și acum prin încercare. Poate treceți prin suferință și prin boală. Vreau să vă spun, credeți-vă în Domnul. Că avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu care vindecă. Așa cum se spunea dimineață, de Tania, așa rău. După 10 ore de operație, organismul ei începe să funcționeze tot mai bine. De ce? Pentru că avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu care se atinge și vindecă. Haideți să ne ridicăm în picioare și în această rugăciune să nu facem altceva, ci doar să-i mulțumim Domnului pentru binele care l-a făcut. Amin.